Ana é serioasa. În care dau un treț la cai și roileșe față. Dar mai ales în tot ce fac este încă nu-i frică. Un suflet clar dintr-un popac la ceruri se ridică. La focul mic, în casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană. Și uneori, la focul mic, în casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană. Și care mai e următoarea oră? Un capră și-a zdrobit un cor, sărind pe ușa spartă. Destinul fumului din hor e operă de artă. Și toate cicile din gard un clopot mai răsare. În vreascurile-n brațe ar, cu mistică ardoare. Nici sorire, nici nu mai cad, un discolir cu vaiet. Scânteietorul lor lăsat, plutește blând în aer. Și uneori, la foc, în casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană. Și uneori, la focul mic, în casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană. Respirăm toate un mister, ce satul îl îndrumă. Trei sferturi să se afle în cer și doar un sfert în lună. Și nu se știe, sunt în sărac sau îngeri sunt pe semne. Cei care de atâția ani aduc în casă lemne și suflă-n focul lor mereu stăpânele nădejdea. Să-i fie ca lui Dumnezeu aflat în toți aceștia. Și uneori la focul mic, casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană. Și uneori, la focul mic, în casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană.